Înghețata de liciul răcoros al verii, însă cu măsură. Pierderea simțului proporției ne poate costa scump, avertizează medicii. Oamenii de știință recomandă ca porțiile să fie de până la 75 de grame și să fie consumate cu o linguriță mică. Există oameni care înlocuiesc micul dejun, prânzul și cina cu acest răsfăț, câteva guri de înghețată, iar starea de spirit se îmbunătățește. Consumul regulat și abundent al desertului tentant dăunează însă inimii, imunității și memoriei. Iar înghețata de proastă calitate provoacă o altă serie de boli, precum diabetul și cancerul. Specialiștii în nutriție avertizează că atunci când alegeți această delicatesă, trebuie să puneți accentul nu numai pe gust, ci și pe compoziție. Unele produse sunt deosebit de periculoase. Acest desert conține numeroși carbohidrați simpli care sunt absorbiți foarte repede de organism, ceea ce duce la o creștere a zahărului în sânge. Există ulei de palmier sau alte grăsimi vegetale în înghețată. Un astfel de produs, fără exagerare, poate fi atribuit alimentelor care scurtează viața și cresc riscul de boli cardiovasculare. De asemenea, excesul de zahăr afectează negativ memoria. De mult s-a demonstrat că un consum excesiv de dulciuri dăunează abilităților cognitive legate de învățare, memorie și gândire. Totodată, trebuie reținut faptul că înghețata este foarte bogată în calorii, ascunzând în același timp riscul acumulării de kilograme în plus, mai ales în jurul taliei. Dacă bărbații fac burtă de la bere, femeile au colăcelul de la înghețată. Zahărul și grăsimile din înghețată modifică microflora organismului uman, iar acest lucru duce la o scădere a puterilor sale de protecție. Imunitatea scade.